Kiev cu manele întrerupt de polițiști. Asta s-a întâmplat într-un club din centrul Craiovei, unde sute de persoane au fost evacuate. Agitație în fața unui club de manele din centrul Craiovei, unde sute de persoane așteptau afară. La fața locului, polițiști au constatat faptul că este vorba despre o petrecere care nu respectă prevederile legii. La data de 12 februarie, polițiștii din cadrul secției 1 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în incinta unui local din municipiul Craiova se desfășoară un eveniment privat. Polițiștii au procedat la identificarea organizatorului evenimentului, un bărbat de 34 de ani care a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3.000 de lei. Polițiștii atrag atenția cu privire la continuarea adoptării unui comportament precaut și recomandă tuturor cetățenilor să nu se expună la riscuri și să respecte interdicțiile cu privire la organizarea de evenimente private.